Numărul claselor de a noua va fi începând din toamnă mai mic cu 12. Cea mai mare pierdere o înregistrează unitățile de învățământ preuniversitar de tip teoretic, deși există o reducere importantă și în cazul liceelor tehnologice. Vom avea 3 clase mai puțin la profil real, 4 clase mai puțin la profil umanist, iar la filiera tehnologică mai puțin 5 clase, 2 la profil tehnic și 2 la profil și 3 la profil servicii. Liceele teoretice din județ pierd cele mai multe clase. Se vor reduce 3 clase de matematică informatică și 4 de filologie. Practic, niciunul dintre liceele importante din Olt nu-și mai păstrează numărul de clase de a noua ca în toamna trecută. La liceul teoretic Mihai Viteazul Caracal, dacă anul trecut au fost 7 clase, anul ăsta vor intra în clasa a noua, anul 2021, 6 clase, au renunțat la o clasă de matematică informatică. La Colegiul Național Ion Minulescu, la fel, au renunțat la o clasă de matematică informatică. Liceul teoretic Alexandru Ioan Cuza Corabia va avea o clasă mai puțin la specializarea filologie. Colegiul Național Radu Greceanu, o clasă mai puțin la specializarea filologie, profil umanist. Liceul teoretic Nicolae Titulescu Slatina, o clasă mai puțin la specializarea matematică informatică. Liceul teoretic Ionita San Caracal, o clasă mai puțin la specializarea științe sociale. Liceul teoretic Petre Pandrea Balș, o clasă mai puțin, o clasă de filologie. Un număr important de clase de a noua pierd și liceele tehnologice importante din județ, indiferent că sunt din Slatina sau Caracal. Liceul tehnologic metalurgic va avea o clasă mai puțin la specializarea mecanică de montaj, întreținere și reparații. Liceul tehnologic Alexe Marin Slatina va avea o clasă mai puțin la lăcătușerie mecanică structuri. Liceul tehnologic PS Aurelian Slatina renunță la o clasă de alimentație și o clasă de estetică și igiena corpului omenesc, în schimb înființează o clasă de agricultură. Liceul tehnologic Matei Basarab Caracal va avea o clasă mai puțin la specializarea alimentație. Autoritățile pun scăderea numărului de clase de liceu prin reducerea numărului de clase de a noua pe scăderea populației școlare. Ele dau asigurări că nu vor fi cadre didactice care își vor pierde locul de muncă.